Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi unboxing Avon din campania C13. În primul rând avem așa, MyAvon Magazine pentru C14. Oferta pentru reprezentanți. Catalogul pentru 15. Urmează să răsfoiesc tot ce vă arăt imediat. O mini ofertă tot din C14. Bine, mai multe. Și catalogele pentru C14. Pe acestea am făcut răsfăirea lor. Am comandat pentru mama mea această umbrelă cu floare. Un șampon de la Advanced Techniques. Ea a folosit, cred că, două tuburi, tot din astea mari, în varianta pentru densitate și a plăcut. Și a zis că vrea să-l încerce și pe acesta. Este cu uleiuri. Și a comandat două mini parfumele, Avon Femme și Cherish the Moment. Și a venit din campania trecută un parfum Cherish. Am profitat de oferta la cremele Nutrafex și am luat așa două din acestea de noapte, două de zi, asta fiind a doua. Mi-am comandat setul de la primele pagini. Era format dintr-o ojă. Eu mi-am ales această nuanță Wine and Dine Me. Sper să reușesc să o desfac cu o singură mână să vă arăt. Mi se pare o nuanță foarte frumoasă. Este o vișinie, ceva așa, o culoare vișinie foarte închisă. Și scuzați, manicura tocmai mi-a tăiat unghiile, că mi s-a agățat una. Un creion din acesta negru. Dacă ar focaliza, ar fi bine. Și noul parfum Luminata, care se lansează în C14. Am ce am mai comandat? Mi-am comandat și eu un set din acesta de mini parfumuri. Unul Cherish the Moment, știți deja că este unul dintre parfumurile mele preferate. Și acesta Femme. La fel, fiind că era o ofertă bună, am comandat parfumuri. Acestea vor pleca către cei dragi pentru cadouri de Crăciun. Știu că este cam de vreme, dar asta este. Deci avem două Avon Dreams, două Black Sweet Touch. Și încă două Viva La Vita. Mi-am comandat acest gel de duș. Este cu trandafir și iasomie. Un parfumel Energy Fusion. La fel, cred că acesta o să plece către cineva cadou. Și aici, mai vedeți, sunt geluri de duș din gama Sensis. 5 din acestea cu Caribbean Colada, cu nucă de cocos și papaya. Și 5 cu Fruity Margarita, cu mango și portocale. Nu, piersică și portocale, mă scuzați. Am cumpărat atât deoarece am avut o ofertă foarte bună la ele și la fel le-am luat ca să le fac cadou. Dați încerc să le scot de aici din cutie. Aici ce a mai rămas sunt mostre. Câteva sunt pe comandă de aici, dar nu știu care, încă n-am apucat să le dau deoparte. Și eu mi-am comandat niște măști din acestea, Defend and Repair de la A New, și niște mini parfumele Eve Confidence. Acestea erau în varianta cu pulverizator la 1,5 ml și erau 70 de bani. Cam acesta a fost unboxing-ul, urmează imediat să vă arăt și catalogele. Vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!